ziua și bine v-am găsit la un nou meci de Liga a treia, prima etapă din retur. Gazdele CSM Vaslui, echipament alb-albastru, primesc vizita celor de la Aerostar Bacău, un echipament galben-negru. Echipa de astăzi, gazdele de astăzi au reușit să se impună cu 2-1. A fost o mică surpriză, ținând cont că CSM Vaslui este o echipă nouă promovată. Un șut aici al lui Buhăiescu, însă peste poarta băcăoanilor. Va locul 1 pare a contat momentan de Foresta, deși Foresta e într-o situație financiară foarte grea, din ce în ce mai grea. Să vedem acum Gârdea, aceea că un șut bun de la distanță aici, foarte bun șutul lui Gârdea de la 35 de metri, însă Mocanu e la post acolo și îi spinge. Ia să vedem, ce trare bun acolo. Sub Gâdea. Gâdea dacă s-a apucat, dar ăsta e Gârdea. Sergiu Gârdea, fost jucător la Hușana. O, centrare acolo care cade pe bară. Nu a vrut să dea la poarta, asta e clar, dar era cât poate să asistăm la un gol. Un jucător de pe bancă am văzut, Adrian Iliță, care a debutat în Liga întâi pe vremea FC Vaslui. Centrale acolo, bună, respingă cei de la Aerostar acum. Recuperează aici, aruncă bine Baciu mingea, Rusu-i singur. Continuă cu Buhăiescu acolo, să vedem pe Buhăiescu, intră în posesie. Aruncă Buhăiescu mingea, cred că e un pic alungă. Nu, reușește să centreze Rusu, însă în blocaj acolo. Vedem această lucru de tot. Vitarus, că găsește să centreze. Bună centrarea, recentrare, însă Mocanu reține. Plata la finanțe, n-au făcut niște eșalonări. În fine, sperăm că pentru competiție vor rezolva problemele. Vedem acum o șansă bună, nu este offside acolo. E scoasă, urmează un șut excelent aici, frumos șutul, dar pe lângă vincul lui Locotariu. Arată rău câteodată, mi-e plânge că arată rău, eu știu, stadionul din Vaslui, stadionul din Suceava, dar toată lumea uită ce s-a întâmplat cu stadionul din Bacău, Tofan și Deleanu. Vedem acum o recentrare, șut, însă pe lângă poarta lui Boescu. Vedem acum Rusu. Încearcă Rusu, centrare bună, e singur acolo, să nu vine nimeni pe bara a doua. Centrare, trece mingea acolo. Gârdea respinge greșit, șut, dar Dohotariu. Dohotariu la post acolo, închide scurtul și respinge, da, Gârdea a respins greșit cu genunchiul. Locotariu botoșănean de origine, dar de mulți ani venit la Sporting Juniorul. Vedem, bate repede, centrare însă pe lângă, neatenție iar Vaslui. Are șanse Bacăul, dar CSM clar trebuie să-și aducă jucători CSM Bacău. CSM Bacău trebuie să-și aducă iarăși neatenție, doua oară când bat scurt aici, șut pe scurt, Buhăiescu respinge. Respinge și din nou acolo. Iași, apoi a găsit la Poli, a jucat Liga 1, apoi a plecat la Botoșani, a jucat și prin Liga 2, centrare acolo, reluare peste poartă, era să iasă un gol în faza asta. Revenim cu sunet aici, să vedem. Șut pe scurt aici, scoate Mocanu, prima ocazie, secunda 10. A debut furtunos de repriză. Hai să vedem o centrare acolo. Respinge portarul.
vedem aici, o minge care poate ajunge, dar respinge, ce dar ăsta, domnule, galează în 2-3 săptămâni și echipele din Europa au ieșit una câte una din competiție și uite că finala e între Noua Zeelandă și Africa de Sud. Le-au respins fundaș și vedem acum ce decizie va avea. Și-o deviat aici, se ducea bine mingea, se deviază zilele, va fi corner atunci. Asta de... Chiar acum s-a dus mingea peste Sadio. Miroslava 0-1 Rădăuți, aici 0-0, șut, poziție bună, 16 metri, însă șutul peste poartă. Prima dată când au auzit cineva militarul din Sorin. Să vedem o pasă bună. Codreanu în duel cu adversarul. Și știi Codreanu să ia mingea. Centrare! Rusul neatent aici. Rusul. Spuneam de Alexuț că e în creștere de formă. Fost jucător la spate juniorul. Ușa rapid rogat. Vedem aici, minge la margine, Bucăiescu, are șansă Bucăiescu să centreze și scoate cineva acolo de fața porții. Leniță, șut, excelent, Leniță, dar respinge un alt jucător. Nu știu exact numele acestuia. Centrare bună, era gaură mare acolo, dar Gârdea revine și în această vară. Diagonala, nu vorbesc între ei și Alexus recuperează, însă șutul dezamăgitor peste poartă a luptat pentru play-off. La egalitate mai au speranță. Să vedem Darius, însă căroarea este greșită. Centrare, nu e nimeni cu vara a doua. Să vedem acum jucătorul răstarului căsă acolo, iar scoate din offside pe toți. Să vedem Codreanu, centrarea nu ajunge Bucăiescu la ea. Atunci de baraj, la baraj mai e, ca și play-off. Dar în play-off discutăm. Și lovitura de cap, părea mai aproape, însă e mult alături. Să vedem aici, centrare bună, centrarea Ilieș sare, însă lovitura de cap nu este direcționată. Să vedem aici, trece pe lângă Jutaru, Jutaru a alergat mult, a